Bine v-am găsit, dragi prieteni, la Bardac. Am spus Bardac pentru că orașul Chișinău se confruntă cu o mizerie totală de ani de zile. Cu toți ați auzit săptămâna trecută, dar și nu numai, că mai mulți comercianți de la Piața Centrală sunt nemulțumiți de activitatea primarului Capitalei, deoarece acesta îi obligă să elibereze tarabele. De cealaltă parte, primarul general de Chișinău, Dorin Chirtoacă, afirmă că autoritățile vor doar să modernizeze spațiul și să ofere comercianților condiții de muncă mai bune. Pentru a ne convinge de acest lucru, echipa TSN a plecat la Piața Centrală. Ce am găsit acolo? Aflați în reportajul ce urmează. Piața Centrală din Chișinău este plină de mizerie. Aici oamenii sunt nevoiți să vină și să-și vândă producția din diferite motive. Fie că nu au un loc bine amenajat, fie că din vina altor comercianți care își mențin locul pentru marfă cu orice preț. De atât dacă în locuri special amenajate stau persoane care cumpără de la noi mai ieftin și vând mai scump și îi stau toată iarna și încearcă și te duc acolo și vinde. Ei încep a striga la tine, chiar am avut așa ceva în an, că chiar am venit la piață și am plâns, pentru că m-au alungat. M-au alungat că ei țin un preț mai mare decât noi, oamenii simpli, și noi n-avem loc. Cum de cât timp? De când avem vacă, vindem așa pe stradă, dar nu e asta brânza noastră proaspătă și gustoasă și nu o aducem, noi nu suntem precupci, noi suntem cu brânza noastră proaspătă. Și oamenii sunt bucuroși și cumpere de la noi proaspăt și gustos. Cu aproape 6 ani în urmă, primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, a promis locuri special amenajate pentru comercianții din Piața Centrală, dar și înlăturare murdării din acest sector. Locul de comerț, dumneavoastră, de unde l-aveți? De la cine? De la dumneavoastră, la Astevară. Am fost întrebarea când s-a hotărât că se poate de lucrat, noi eram așa lucrat, țineți minte, cu primarul. Asta a fost... Vara. Vara, da, până la 30 noiembrie. Dar la 30 noiembrie s-a încheiat iar marocul. Nimeni nu i-a anunțat. Siguranță trebuia să vă anunț. Da, trebuie să anunț. Și cât a fost timp când neastră atunci ați dat voie, noi am lucrat toată vara. Și afară să plătiți la Mercuriu Cent. Nu, n-am plătit pe nimeni, am lucrat toată vara, ca ai... Bine. Fie o zi sau câteva luni, poate ani, vânzătorii care vând produse lactate lângă Piața Centrală s-au oferit să răspundă de cât timp își vând marfa. Nu vreau nimic. Ce vă rog, de cât timp vindeți aici produse? Numai ce am apărut. Idite, dalșe, ia. Voi nu mă mai întrebați, doamnă, că nu mai vreau să mai spun și mai vinde. Nu se vede? De ce vinde aici? Că nu avem loc acolo. De ce? Așa, nu sunt locuri. Cei care cumpără brânză, lapte și smântână nici nu au atras atenția că alături se află WC-urile publice. Condițiile în care se vând aceste lactate lasă de dorit. Colac peste pupăză este faptul că mai circulă și mijloc de transport în comun. Doamnelor și domnilor, ne aflăm la Piața Centrală. Vis-a-vis de mine se află WC-urile din Piața Centrală, iar aici mizeria este ca la ea acasă. Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, a promis comercianților locuri special amenajate pentru ca aceștia să-și poată vinde marfa, dar deocamdată ne lăsăm iarăși din nou cu promisiuni. Piața Centrală este locul în care ușor te poți îmbolnăvi. O boală de piele o poți lua chiar de la hainele second hand, care se vând în mijlocul prafului lăsat de transportul public. De cât timp veniți de aici și cumpărați haine? Mă scuzați, dar eu singură vând așa ceva. Și veniți aici sau... Nu, eu sunt de raionul Bruceni. Tot veniți la Piața Centrală sau în locuri special amenajate, în magazin? Nu, piață, din sate. Și de care haine veniți, noi sau second hand? Second hand. Dar știți că nu este igienică să... Nu, ne dă tot la mână materialul de... că este igienic, eu nu știu. Cu toate că nu se respectă niciun fel de igienă, oamenii preferă să cumpere produse de aici decât din locurile special amenajate. Sunt mai ieftine, spun ei. Spuneți-ne, vă rog, veniți de el și cumpărați de aici haine? Prima dată? Dar de ce doriți? Anumit de aici, dar nu din magazine specializate. Sunt mai ieftine. Cât cumpărătura am luat de carne trebuie pentru casă. Oțet, pepeni, curechi, patlajele, atât așa. Acasă măraș și ceapă este. De ce cumpărați de aici, dar nu de locul special? E ca să vă spun acolo eu, pentru că în piață e cumpărată tot de la omul care vine de la țară și mi-ai pun un preț și îmi știam azi și la cântat. Odată, uitați, am trecut acum pe aici și am cumpărat, dar ce? Oamenii vând, eu cumpăr. Eu cred că nu e nimic rău, nu? Trebuie de văzut ce se poate vândut. Totodată trebuie să fie niște tarabe frumos, ca să fie ca la oameni cu o sofare, dar așa.
Vânzarea în jurul pieței centrale este interzisă, însă comercianții își continuă să-și vândă marfa în stradă fără nicio autorizație și fără a achita vreo taxă. Vânzătorii refuză să treacă în piață, motivând că acolo nu sunt locuri, iar tarabele bune au fost vândute sau sunt ocupate. Amintim că la începutul lunii decembrie 2011, primarul general Dorin Chirtoacă a vizitat piața centrală. Edilul capitalei a promis să soluționeze problema vânzătorilor, însă de atunci nimic nu s-a schimbat. Aceasta a fost ediția de astăzi a Bardacului. Cu alte probleme, venim și data viitoare. Numai bine! La revedere!